Ator flăcări până la cer într-un club de fițe din Sibiu, localul a ars în întregime în această dimineață. A fost mână criminală, strigă proprietarii, iar pompierii par să le dea dreptate. Au găsit înăuntru mai multe sticle incendiare. Flăcările au cuprins și un restaurant aflat lângă club. Nici nu se trăpase de ziua când flăcările începeau să înghită clubul. Un vecin a sunat la pompieri. Am văzut trei tineri, normal că la ora aia băuți și eventual și drogați. Unul a strigat către ceilalți doi, n-o las că i-am aranjat. Da, s-a găsit ușa ruptă, ceva recipiente cu combustibil. S-a pus problema vreodată de taxă de protecție? Nu. Nu. Ați fost amenințați? Nu. Sunt anumite feștile, brichete, spray-uri, urme de geamul spart, intrarea spartă. Deși au intervenit toți pompierii din Sibiu, flăcările au înghițit și un restaurant aflat lângă club. Deci în partea e gata, numai aici am e bucătărie. Clubul nu era asigurat, iar proprietarii se plâng că flăcările le-au făcut o pagubă de 500.000 de euro. Incendiul a afectat și turnurile fostei manutanțe, monument istoric din secolul al XIX-lea.